spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormi ta. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Promisiunile lui Dumnezeu sunt ca stelele. Cu cât noaptea este mai neagră, cu atât stelele strălucesc mai tare. Tocmai trăim vremuri când ne agățăm mai mult ca oricând de promisiunile lui Dumnezeu, așa cum le găsim în Scriptură. Ne agățăm de ele și încercăm să ni le asumăm uneori fără discernământ. Și eu cred că este neînțelept și periculos. Pentru că agățându-ne de ele, asumându-ne, fără discernământ, noi le golim de puterea lor și astfel efectul devine invers celui intenționat, conducând la disperare când vedem că nu se împlinesc în viața noastră. În Biblie sunt sute de promisiuni. Cum trebuie să mă raportez la ele? Care mi se aplică mie și care nu? Dacă ne uităm cu atenție la promisiunile biblice, vom observa că sunt de două feluri, generale și specifice. Promisiunile generale sunt destinate oricărui credincios în orice perioadă de timp ar trăi el. Nu sunt limitate nici de timp, nici de destinatar. Acestea sunt promisiunile generale. Vreți un exemplu? 1 Ioan 1 cu 9 este o promisiune cât se poate de puternică, este o promisiune generală valabilă pentru oricine, nelimitată nici de timp, nici de vremuri și nici de destinatar. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioș și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată o promisiune generală pe care ne putem asuma cu toții. Dar în același timp, în Sfânta Scriptură avem și promisiuni specifice. Promisiunea specifică este promisiunea făcută unui individ cu o ocazie specifică. Contextul promisiunii stabilește cui îi se adresează. Doriți un exemplu? În 1 Regi 9 cu 5. Citim o astfel de promisiune. Voi întări pe vecie tronul Domniei tale peste Israel, așa cum i-am promis Tatălui tău. Uitându-te în context, îți dai seama că această promisiune specifică îi se adresează lui Solomon. El și-o poate asuma, noi nu. Dar, chiar dacă o promisiune specifică nu este adresată tuturor oamenilor, eu cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se poate folosi de ea pentru a-și îndruma sau încuraja credincioșii. Și pot să vă dau un exemplu din Scriptură, care mă îndreptățește să fac o astfel de afirmație. Chiar dacă promisiunea specifică nu este adresată ție, Duhul Sfânt o poate lua ca să te îndrume sau să te încurajeze în umblarea ta. Exemplu îl avem pe Pavel. Pavel și-a început misiunea printre națiuni, îndrumat fiind de o astfel de promisiune specifică care nu i se adresase lui, ci lui Mesia. Astfel citim în fapte 13 cu 47 următoarele cuvinte. Pavel spune căci așa ne-a poruncit Domnul și urmează un citat din Isaia 49 cu 6. Te-am pus o lumină pentru neamuri ca să fii mântuire până la marginea pământului aceste cuvinte, această promisiune se adresează Domnului Iisus, pe Mesia. Și cu toate acestea, Pavel o preia, o asimilează, o face a lui, înțelegând-o ca pe o încurajare și pe o îndrumare a Duhului Sfânt pentru misiunea lui între națiune. Deci, putem să ne asumăm și anumite promisiuni specifice dacă Duhul Sfânt o face într-un mod special care te convinge că este pentru tine. Cu toate acestea, când ne propunem să ne agățăm de niște promisiuni ale Lui Dumnezeu, când ne propunem, când ne asumăm niște promisiuni ale Lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți cum o facem. Și aș vrea să urmăriți în cele ce urmează câteva caracteristici ale promisiunilor. De ce? Este bine să învățăm cum funcționează mecanismele promisiunilor lui Dumnezeu ca să nu fim dezamăgiți, descurajați, poate chiar disperați când le asumăm și vedem că parcă Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Când ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, putem învăța câteva lucruri. Promisiunile lui sunt obligații autoimpuse, dar nu sunt cecuri în alb. Ele sunt condiționate de ascultare autentică și absolută de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face promisiuni în alb. Dumnezeu promite niște lucruri, dar întotdeauna promisiunile lui sunt condiționate de ascultarea de el. Neîmplinirea condițiilor conduce la invalidarea promisiunii. O altă caracteristică a promisiunilor lui Dumnezeu este următoarea: promisiunile lui au ca scop sprijinirea noastră în umblarea cu el. Dumnezeu nu face promisiuni de dragul promisiunilor. El face promisiuni ca să ne facă bine, să ne sprijine în umblarea noastră cu el. Promisiunile sale nu sunt mijlocul prin care noi putem forța mâna. El face anumite promisiuni ca să ne facă bine, ca să ne sprijine în umblarea credinței. Și a treia caracteristică a promisiunilor lui Dumnezeu este următoarea: promisiunile lui presupun un drum de parcurs. Foarte importantă și aceasta treia caracteristică. Împlinirea promisiunii lui Dumnezeu presupune un drum de parcurs. Așa că să nu pretindem că știm precis când, unde sau cum se va împlini promisiunea lui Dumnezeu în viața mea. Țara promisă se află întotdeauna de partea cealaltă a pustiei. De ce credeți că poporul nu a intrat direct în țara promisă? A trebuit să traverseze pustia mai întâi. Cuvântul Dumnezeu spune în Deuteronom 8. Spune de ce? Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii, să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Dumnezeu face o promisiune, le promite țara sfântă, dar nu le-o dă, nu își împlinește promisiunea înainte de a-i trece pe drumul pustiei. Iată o a treia caracteristică foarte importantă și practică pentru viața noastră. Dumnezeu ne face promisiuni, ni le putem asuma, dar să avem grijă. De foarte multe ori împlinirea promisiunii presupune mai întâi traversarea unei pustii. Promisiunea sau țara promisă se află întotdeauna de partea cealaltă a pustiei. Avem nevoie să parcurgem un drum care să ne învețe, să ne smerească, să ne cunoască pornirile, să ne încerce. Deseori, împlinirea promisiunii, deci, are loc după ce parcurgi drumul pustiei. Așa că, haideți, în mod practic, aplicativ, să învățăm un lucru. Să nu ne formăm obiceiul de a ne asuma promisiuni care nu ne-au fost adresate sau nu ne-am împlinit responsabilitățile. Ele nu se vor împlini și ne vom simți descurajați. Nu pentru că Dumnezeu nu se ține de cuvânt, ci pentru că El nu ți-a promis ceea ce tu crezi că ți-a promis sau n-a împlinit ceea ce a promis pentru că tu nu ți-ai îndeplinit responsabilitățile. Și încă un lucru când vorbim de promisiuni. Suntem într-o perioadă, parcă mai mult ca oricând, în care ne agățăm de ele și vrem să le sorbim și vrem să avem cât de multe, să ne simțim încurajați. Dar să nu uităm, fuga după promisiunile lui Dumnezeu naște și dezvoltă o mentalitate idolatră. Cu cât fugim mai mult după promisiunile lui, cu atâta riscul de a deveni idolatri crește. Să-L vedem pe Dumnezeu ca un fel de moș Crăciun care ne dă tot ce ne dorim, care ne promite și ne dă necondiționat de toate. Cu această introducere putem intra în psalmul 121, care este de altfel o suită de promisiuni. Această introducere ne ajută să percepem, să înțelegem, să ne asumăm psalmul acesta cu foarte multă atenție. Psalmul 121 este o frumoasă cântare de încredere în Dumnezeu. Este unul dintre poemele biblice cele mai îndrăgite din întreaga moștenire a poeziei iudaice. Psalmul 121 este un cântec de pelerinaj în drumul spre Ierusalim pentru sărbătorile anuale. Poporul îl cânta în marșul lor către Ierusalim pentru sărbătorile anuale. Cântecul acesta de pelerinaj vorbește, de fapt, despre pericolele călătoriei și de ajutorul acordat de Dumnezeu copiilor Săi. Ne-l putem asuma ca promisiune pentru noi? Da, dar cu atenție. Da, putem, pentru că, până la urmă, cu toții suntem niște pelerini în călătoria vieții. Și aceasta ne o confirmă și Petru, și autorul epistolei către evrei. Noi suntem călători pe acest pământ, pelerini pe acest pământ. Pelerinajul nostru a început odată cu primirea Domnului Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și va continua până la trecerea noastră în adevărata viață. Da, noi suntem niște pelerini într-un anumit sens pe acest pământ și da, acest psalm ni se poate aplica și nouă. Ni l putem asuma, dar cu atenție. Cu atenția de care am vorbit până acum și o să mai vedem câteva lucruri în cele ce urmează. Psalmul 121 este nu doar anonim, ci și neafiliat vreunui eveniment istoric. Oare să ne învețe asta ceva? Nu știm în primul rând cine l-a compus. Unii sunt de părere că l-a compus David în pustia Paran, imediat după ce a aflat vestea morții lui Samuel. Când David și-a dat seama că ultimul lui prieten pământesc, influent, dispăruse, s-a îndreptat spre Domnul ca fiind unicul ajutor cei mai rămăsese. Ar putea fi o variantă. Alții sunt de părere că autorul este Ezechia. Ezechia compune acest psalm, sunt de părere aceștia, când armata siriană asedia Ierusalimul. Și întâmplarea o găsim în 2 Regi, capitolul 18 și 19. Nu știm cine a compus psalmul. Este un psalm anonim și neafiliat unei, unui moment istoric. Așa că întrebarea aplicativă pentru noi este ce ne învață această anonimitate a autorului și neafilierea lui istorică? Ne învață ceva? Cu siguranță că da. Ce anume? Următorul lucru. Mesajul Psalmului 121 este universal și multifuncțional. Adică este pentru orice om care se încrede în Dumnezeu, indiferent de încercarea în care s-ar putea afla. Este atât de universal și multifuncțional și îndrăgit încât până și în zilele noastre evreie devotați ating cu mâna mezuza fixată pe stâlpul din dreapta ușii lor. Rostind versetul 8 al psalmului 121. Dar haideți să vedem ce încearcă să ne transmită psalmul. Pe lângă faptul că mesajul este universal și multifuncțional, ce lucruri concrete ne mai poate învăța acest psalm? Salmul începe cu o afirmație. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? O astfel de exprimare, din început, din start, implică un adevăr. Și anume, în călătoria vieții, pericolul își face simțită prezența și ai nevoie de ajutor. Un astfel de adevăr este implicat în prima propoziție a psalmului. Ai nevoie de un ajutor în călătoria vieții, de la cineva din afara ta, de la cineva care poate și vrea să ți l ofere. Viața omului este imposibilă fără un ajutor din afară. Încă de când ne naștem și până când murim, viața nu ar putea exista. Nu s-ar putea împlini fără a primi într-un mod constant ajutor din afara noastră, de la cineva mai puternic, mai competent, care poate și vrea. Așa că ideea aplicativă din primul verset este foarte clară. Fiecare suntem niște pelerini aflați într-o călătorie lungă, obositoare și pe alocuri periculoase. Călătoria aceasta lungă, obositoare și pe alocuri periculoasă are câteva ingrediente aplicative pentru noi și aș vrea să le învățăm, să ne pregătim. Călătoria noastră presupune încercări, adică, adică situații în care Dumnezeu ne lasă cu scopul de a ne forma credința și caracterul. Adică Dumnezeu ne procură prilej de luptă ca să învingem. Dumnezeu îngăduie astfel de încercări pentru noi ne procură prilej de luptă ca să învingem. Tocmai treci printr-o încercare, întreabă-te oare ce roade dorește Duhul Sfânt să dezvolte în tine. Călătoria lungă, obositoare și pe locuri periculoase mai cuprinde și necazuri? Necazurile de azi, de fapt, ne învață cum să le evităm pe cele de mâine. Din nefericire, învățăm, anumite lecții în viață numai după ce ne ardem, numai după ce necazurile vin peste noi. Necazurile experimentate apoi ne învață, ne ajută să înțelegem și să-i sfătuim pe alții cu înțelepciune. Noi am trecut deja pe acolo, suntem calificați să-i sfătuim pe alții. Nimeni nu-ți poate da un sfat mai bun decât cel care a trecut pe acolo înaintea ta. Așa că călătoria vieții Lungă, obositoare și periculoasă, conține încercări, conține necazuri? Care sunt necazurile prin care treci zilele acestea? Ce ar fi de învățat din ele? Sau cine are nevoie de mângâierea sau de sfatul sau de încurajarea ta? Tu ai trecut pe acolo. Călătoria lungă, obositoare și periculoasă mai are un alt treilea ingredient. Eșecurile sau neîmplinirile, acele nereușite ale planurilor sau ale dorințelor noastre. Ei bine, să ne aducem aminte, Dumnezeu vede mai bine și mai departe decât tine, dacă ți-ar fi împlinit toate planurile și dorințele tale, poate acestea te-ar fi deturnat de pe traiectoria ta spirituală sănătoasă. Uneori bine poate să fie dușmanul lui cel mai bine. Așa că dacă ești într-o perioadă de eșecuri, de neîmpliniri, aduți aminte acest lucru. Cine cade din mâna dreapta lui Dumnezeu, este prins de mâna lui stângă. Până la urmă, toate aceste eșecuri și neîmpliniri. S-ar putea să fie mâna lui Dumnezeu care... De, ferește de ceva bun ca să-ți dea ceva mai bun. Călătoria lungă, obositoare și periculoasă mai cuprinde și așa numitele întârzieri. Adică, deseori, Dumnezeu are un orar diferit de al nostru. El întârzie împlinirea nevoii noastre pentru a ne curăța de nerăbdare, pentru a spori reziliența sau dependența de El. Așa că, când vorbim de aceste întârzieri în viața noastră, să ne aducem aminte. Când ai ajuns la capătul frânghiei, Dumnezeu este acolo. Dar de cele mai multe ori, nu mai repede. Abia când ai ajuns la capătul funiei, frânghiei, Dumnezeu este acolo. Și călătoria lungă, obositoare și periculoasă, mai poate cuprinde și mustrările și pedepsele Domnului. Să nu uităm cuvintele autorului epistolei către evrei: Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu obosi când ești mustrat de El, căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește. El o face spre folosul nostru continuu, El, ca să avem parte de sfințenia Lui. Așa că. Din primul verset, partea aplicativă pentru noi este foarte clară. Suntem pelerini aflați într-o călătorie obositoare, dureroasă și pe alocuri periculoase. Singuri nu facem față. Deseori trebuie să căutăm ajutor. Unde îl putem găsi? Și psalmistul ne spune unde. Versetul 2. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Aceste cuvinte nu sunt la întâmplare puse la oaltă. Autorul psalmului are o idee foarte clară în cap, vrea să ne transmită ceva foarte clar, și anume primul adevăr despre Dumnezeu. Domnul este stăpânul meu, este creatorul și implicit stăpânul. Adică Dumnezeu face față oricărei situații de criză care poate să apară în vastul univers creat de el. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Adică vine de la acea persoană, de la cea ființă a tot care are autoritatea supremă, cel care nu-i poate scăpa nimic din mâini. Partea aplicativă, când treci prin necas, caută ajutor la Dumnezeu înainte de oricine altcineva. Caut ajutor la stăpânul universului, la stăpânul tău. Și dacă te afli într-un moment în care strici după ajutor sau în care treci printr-un printr loc periculos, printr-o vale periculoasă, spuneți așa, Doamne, știu că Tu ești un stăpân înțelept și bun. Știu că Tu nu risipești timpul slujitorului Tău. Arată-mi cum să ies de aici. La tine fac apel, la stăpânul Universului. Știu, Doamne, că după nor, iarăși vine soarele. Știu asta, așa că aștept pur și simplu ajutorul de la tine. Domnul este stăpânul meu, spune psalmistul în versetul 2. Celor care le place structura, aș vrea să le spun că psalmul 121 începe. Cu primele două versete, care nu sunt altceva decât adevărul întregului psalm, ce urmează apoi să fie detaliat, în ce fel Domnul este ajutorul tău. Așa că, dacă mergem mai departe, citim în versetul 3. Da, El nu va îngădui să ți se clate piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. În alte cuvinte, Afirmația psalmistului este următoarea. Domnul este străjerul meu. Adică Dumnezeu este alert, activ, nu-i scapă nimic din vedere, nu încetează să te aibă înaintea ochilor lui. Dumnezeu este străjerul, cel care veghează în continuu. Am întâlnit oameni care au invocat această promisiune când au fost păziți într-un mod miraculos din căderi de la înălțime. Dar cum ai invoca o astfel de promisiune? Dacă ai fi părintele unui copil care tocmai a alunecat, s-a lovit la cap și a murit. Tocmai de aceea, orice promisiune trebuie cântărită în contextul întregii învățături ale Lui Dumnezeu și asumată cu discernământ. Să ne amintim de ispitirea Domnului Isus, el nu își asumă promisiunile lui Dumnezeu în bloc ca pe niște afirmații magice, ci le aliniază întregii învățături biblice. Vă aduceți aminte când diavolul îl ia și îl duce pe streașina templului. Și vă aduceți aminte că îi spune: Se folosește de o promisiune. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vieopiatră. Isus, nu e această promisiune fără discernământ, într-un mod gratuit, într-un mod magic, ci o aliniază celorlalte învățături ale Scripturii. Și răspunde: De asemenea este scris. Observați, de asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Așa că să fim atenți încă o dată, spun, la modul cum luăm aceste promisiuni, să le luăm cu discernământ. Să revenim. Domnul este străjerul meu, adică veghează asupra mea fără încetare, după înțelepciunea sa. De fapt, el este atât de prezent, încât centrul său este peste tot, iar circumferința sa nicăieri. Iată un mod memorabil de a-L descrie pe Dumnezeu. Centrul lui este peste tot, iar circumferința nicăieri. Domnul este străjerul meu. O parabolă din înțelepciunea orientală povestește despre o femeie săracă care a venit la sultan și a cerut compensații pentru pierderea unor bunuri personale. Sultanul o întreabă, cum le-ai pierdut? La care femeia răspunde, am adormit și un tâlhar a intrat în locuința mea. Dar de ce ai adormit? Nu este vina ta atunci? Femeia răspunse, am adormit liniștită pentru că știam că înălțimea voastră este trează și neveghează. Se zice că sultanul impresionat de răspunsul și încrederea ce i-o acordase femeia, i-a acoperit toate pierderile. Dacă guvernarea omenească este mereu trează, cel puțin în teoria dreptului juridic, guvernarea divină este trează în termeni absoluți. Psalmistul ne spune, Dumnezeu este un străjer care nu ațipește și nici nu doarme. Putem noi să dormim liniștiți, în liniște și în pace, pentru că Dumnezeu face de strajă. Cel veșnic nu este niciodată istovit, este mereu receptiv la nevoile copilor săi. Așa că, să nu uităm, Domnul este nemijlocit și necurmat implicat în viața ta. În ce fel este Domnul un ajutor? Am văzut că Domnul este stăpânul, apoi am văzut că Domnul este străjerul meu și apoi în al treilea rând, Psalmistul continuă și spune, Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Deci, în al treilea rând, Domnul este protectorul meu. O altă promisiune alcătuită din două metafore, umbra și mâna dreaptă. Ce se acestea? Umbra în mod clar este un simbol al ocrotirii divine pentru cineva care trăiește într-o țară cu un soare, orbitor și arzător. Umbra, în același timp, are o caracteristică. Ea este de nedespărțit. Umbra ta nu se poate despărți de tine. Domnul este umbra ta, adică este de nedespărțit. Dar să nu uităm. În al treilea rând, umbra apare doar atunci când te afli în lumină. Deci, revin. Promisiunea nu este un cec în alb, ea este condiționată. Domnul este umbra ta, adică te ocrotește și e nedespărțit de tine când umbli în lumină. Umbra și mâna dreaptă. Adică este de mână. era mâna principală, mâna directoare, mâna lucrătoare. În toată concepția antică, mâna dreaptă era mâna folosită, era mâna principală mâna stângă era mâna care doar dă ajutor mâinii drepte. Așa că metafora aceasta, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, vrea să ne spună că Dumnezeu este ocrotitorul tău, este nedespărțit de tine atâta vreme cât umbri în lumină, îți este la îndemână, îți este ocrotitor, îți este de nedespărțit. Protectorul divin, este mereu disponibil la îndemână. Și această promisiune ne cade bine. Vrem să ne-o asumăm fără echivoc, dar să nu uităm, Dumnezeu nu se descoperă, nu se pune în mod egal la dispoziția tuturor. Dumnezeu se pune mai mult la dispoziția celor care umblă în lumină. Asta nu înseamnă că el are favoriți, că îi ajută pe unii și îi abandonează pe alții, nu, nu. De cele mai multe ori, diferența o face omul. Lui Dumnezeu este greu, dacă nu e imposibil, să se manifeste înaintea unor inimi nepregătite, inimi necurățite. Exact ca și soarele. El nu are favoriți, dar reflexia razelor sale este diferită pe un lac sau pe o mlaștină. Cum îți arată inima? Curată ca un lac de munte sau tulbure ca o mlaștină dezagreabilă. Psalmul continuă cu versetul 7. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și până în viac. Domnul te va păzi de orice rău. Cuvântul ebraic aici înseamnă dăunător și indică atât răul moral, spiritual, cât și pe cel fizic. Și atunci, ce fel de protecție ne asigură Dumnezeu? Toate felurile de protecție, dar mai ales protecția ce ține de sufletul omului. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Noi așteptăm ca Dumnezeu să ne protejeze de situațiile neplăcute ale vieții, dar El de cele mai multe ori ne păzește de efectul lor nociv. Paza pe care Dumnezeu o oferă nu este întotdeauna împotriva eșecurilor ci mai ales împotriva descurajării ce poate izvorâ din eșecuri. Paza pe care Dumnezeu o oferă nu este împotriva rănilor, ci mai ales împotriva gândurilor de răzbunare ce pot izvorâ din rănile primite. Paza pe care Dumnezeu o oferă nu este împotriva bolilor, ci mai ales împotriva cartelilor ce se pot naște din boală. Paza pe care o oferă Dumnezeu nu este împotriva dezamăgirilor, ci mai ales împotriva amărăciunii ce se poate naște din dezamăgire? Paza pe care o oferă Dumnezeu nu este împotriva dificultăților vieții, ci mai ales împotriva fricii ce se poate naște din aceste dificultăți? Paza pe care o oferă Dumnezeu nu este împotriva succeselor? De care am putea avea parte în viață, ci mai ales împotriva mândriei ce se poate strecura în urma succeselor. Paza pe care o oferă Dumnezeu nu este împotriva bogăției, ci mai ales împotriva materialismului care se poate naște din bogăție. Domnul este păzitorul, protectorul meu, este păzitorul meu. Dar atenție! este păzitorul meu, nu temnicerul meu. Un lucru important, aplicativ pentru noi. Paza lui nu implică lipsa libertății noastre, ci protecția noastră. Dacă tu insisti să-și faci voia împotriva voii sale pentru tine, îți va acorda libertatea împreună cu consecințele. Domnul este protectorul, păzitorul tău. Nu tem nici cerul tău. Adică Dumnezeu îți oferă nu numai izbăvirea de consecințele păcatului, paza de orice rău, ci și de sub puterea păcatului, îți păzește sufletul, în toate activitățile tale, la plecare și la venire, în tot timpul vieții tale, de acum și până în viac. Aceasta este exprimarea Psalmistului și vedeți cât de cuprinzătoare este în câteva cuvinte frumos așezate la oaltă, pline de semnificație, îți spune, Dumnezeu îți oferă nu numai izbăvirea de consecințele ale păcatului, ci și de sub puterea păcatului în toate activitățile vieții tale, în tot timpul vieții tale. De ce o face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că investiția lui Dumnezeu în noi este atât de mare, e vorba de jertfa lui Hristos, Investiția lui Dumnezeu în noi este atât de mare încât nu ne poate nici abandona, nu în sensul că n-ar avea puterea să o facă, ci în sensul că nu are voința să o facă. Investiția lui Dumnezeu în noi este atât de mare încât nu ne poate nici abandona și nici nu ne poate refuza resursele necesare supraviețuirii spirituale. El a investit prin jertfa lui Hristos atât de mult în noi și a investit viața în noi încât nu ne poate abandona, nu vrea să ne abandoneze și nici nu vrea să ne refuze toate resursele necesare supraviețuirii noastre spirituale, în primul rând. Sau cum se exprima Dante Alighieri, Bunătatea infinită a lui Dumnezeu are brațele atât de extinse încât poate cuprinde orice și pe oricine îi se aruncă în ele. În schimb, noi avem libertatea și puterea să întoarcem spatele și să-i refuzăm ajutorul, oferta. În concluzie, ce ne învață Psalmul 121? De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care este stăpânul, autoritatea și puterea supremă, dar nu un stăpân rece și distant ci unul care străjuiește veghează vede pericolul care mă pândește dar nu un străjer care veghează doar ca să facă o listă cu pericolele ce vin ci unul care mă protejează de orice rău inclusiv și mai ales răul care mă afectează sufletul psalmul 121 este un psalm despre ajutor, despre ajutorul pe care Domnul Dumnezeu îl oferă. El care este stăpânul, el poate, el care străjuiește, vede pericolul, dar nu stă cu mâinile în sân, ci protejează, păzește. Psalmul 121 este o suită de promisiuni, dar atenție, așa cum am spus la început, Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt un cec în alb. Promisiunile din acest cântec de pelerinaj sunt condiționate de pelerinajul tău. Adică, cuvintele din Psalmul 121, promisiunile din Psalmul 121, se aplică celor care au pornit la drum cu Dumnezeu ca să îi se închine. Acelora care se află într-o relație de ascultare de Isus Și fiecare dintre noi care l-a primit pe Domnul Iisus în viața lor, sunt într-un astfel de pelerinaj. Îți poți asuma aceste promisiuni? Da. Dacă ai pornit în pelerinajul închinării tale. Zilele acestea citeam un articol despre faimosul lanț de magazine J.C. Penney. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, prestigioasa companie americană J.C. Penney, fondată în anul 1902, explorează posibilitatea de a cere falimentul. O companie veche de peste 100 de ani. A ajuns în punctul în care este gata să-și ceară falimentul. Și citind lucrul acesta, mi-am adus aminte de un interviu fascinant făcut cu fondatorul ei, J.C. Penney. Norman Vincent Peale, cunoscutul vorbitor motivațional și autor atâtor cărți motivaționale, i-a luat un interviu acestui J.C. Penney fondatorul de magazine cu același nume. La un moment dat în interviu, Norman, Norman Vincent Peale pune următoarea întrebare lui J.C. Penny. În câteva cuvinte, domnule, spuneți-mi care este secretul extraordinarului dumneavoastră succes? La care J.C. Penny răspunde. Uite răspunsul meu în patru cuvinte. Adversități și Isus Hristos. Apoi, Penny istorisește cum tatăl său, un predicator din Mizuri, împovărat de sărăcie, a murit și a lăsat următorul testament. Citez: Îți las ca moștenire, fiule, câteva datorii oneste, în sensul de justificate. Le-am făcut din sărăcie. Îți las ca moștenire câteva datorii oneste un caracter bărbătesc și credința în Isus Hristos. Punct. Am încheiat citatul. Cred că acestea sunt ingredientele care te fac un om mare. Adversitățile și Isus Hristos. Pelerinajul credinței tale și a mele este o țesătură de adversități. Este un continuu strigă după ajutor. Un ajutor care vine de la Domnul. Nu doar adversități, de unul singur, te vei prăbuși înaintea lor până la urmă. Nu doar adversități, pentru că de unul singur te-ai prăbuși. Și nu doar Iisus Hristos, pentru că un dolce farniente nu ne dezvoltă, ci din potrivă ne împuținează și atunci pelerinajul credinței noastre este o combinație între adversități și Isus Hristos. Așa că haideți în pelerinajul nostru să ne ridicăm ochii din țărână și să căutăm ajutorul Domnului nostru, care este stăpânul, care veghează și care ne protejează. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ești atât de bun. Sunt uimit când observ că tu ne dai abilitatea fizică, mentală și spirituală să creștem într-un părăție, și apoi tot tu ne răsplătești pentru ceea ce am făcut. Pentru că am făcut-o. Doamne, Cu omul plin de teamă ești prietenos. Cu cel sărac în duh ești iertător. Cu cel neștiutor ești amabil. Cu cel slab ești binevoitor. Cu străinul, ospitalier. Îți mulțumesc, Doamne, că întotdeauna și în orice situație găsim ajutor la tine. Doamne, Ajută-mă să-mi amintesc că nimic nu mi se poate întâmpla azi, ce n-am putea noi, eu și cu tine, depăși împreună mâine. Până duminica viitoare, pe via lui, în via lui.